Doamnelor și domnilor, da, nu suntem singuri în platou, se aude, se aud prieteni, se aud oaspeții negrăitori, dar lătrători, despre asta o să fie vorba în cele ce urmează. Stimați părinți, bunici și mai ales copii, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, la Circul din Chișinău, ne așteaptă un spectacol extraordinar cu titlul Totul va fi bine. Iată și un mic reper despre ce anume am putea să vedem acolo, iar momentul artistic în această dimineață ne este oferit de artistul de circ din România, Liviu Tudor.
Bravo, 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 bravo! Doamnelor și domnilor, nu uitați, sâmbăta și duminica, 12-16 sunt orele la care se dau reprezentațiile la Circul de Stat din Chișinău. Și printre altele trebuie să vă spunem că, bineînțeles, în primul rând vor fi artiști din Moldova, dar și din Ucraina, Estonia și, desigur, din România. Din România, Liviu Tudor, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Da, bună treabă! Bine ați venit la prima oră! Bine v-am găsit! Am urmărit cu sufletul la gură, dar mai întâi de toate am văzut ce făcea prietenul negrăitor înainte de reprezentație, cum lătra și întrebam ce se întâmplă, e stresat cățelușa sau care e problema? Zic că nu, vrea să lucreze. Deci pur și simplu vrea ca să se joace, să zicem. Totul se face printr-o joacă, deci toată arta asta noastră care e făcută cu câini în dresajul se realizează printr-o joacă. Bravo! Da. Sunt sigur că pentru dumneavoastră este un spectacol sărbătoare, având în vedere condițiile în care reușim totuși să desfășurăm acest spectacol. Da, mai mult ca sigur, după un an jumate de pauză, cu pandemia, din păcate, da. Îmi face onoare ca să revin, să zic așa, pe scenă, mai ales în circul din Chișinău. Ați mai fost în circul din Chișinău? Nu am mai fost, e prima oară. Sper să nu fie și ultima oară. Să fie într-un ceas bun. Mulțumesc frumos. De bun augur. Și am înțeles că circul se va repara și data viitoare, poate în Arena Mare. Să dea Dumnezeu să fie, da. Vreau să menționez un lucru foarte important. Cei care vin la circ sâmbetele și duminică, după cum spuneam, până pe 24, este foarte important să aveți unul din trei lucruri. Sau certificatul de vaccinare, sau testul PCR, sau dovada trecerii prin boală, ca să puteți să savurați toate aceste spectacole. Și vreau să vă întreb eu, ca deținător de animal de companie, care este secretul ca să fii atât de ascultat și atât de iubit de prietenul tău negrăitor? Deci cel mai primul lucru care e ca să poți să asociezi cu un câine și asta, deci trebuie ca să stai, să zic așa, cel puțin 20 din 24 cu el. Să nu zic 24 știam. Din 24. Știam. A doilea lucru, joacă. Deci totul ce se face, se face prin joacă. Deci nu se impune ceva să faci de asâla, să zic așa. Mm-hmm. Deci totul se face totul prin joacă. Dacă ați observat la mine, la număr, nu am nici... Am văzut. Nici deci, hrană, nici hrană, gustare, deci, nimic. Da. Totul ce se realizează prin joacă. Deci cum ar veni câinii sunt de vânătoare, e ca și cum ar veni că îi frustrezi, să zic așa, pentru ce faci chip. Bine, noi suntem foarte curioși cum ați trecut prin toată această perioadă și dacă ați avut din cele 20, ați mai adăugat câteva ore mai multe pentru a lucra cu animalele. Bine, bineînțeles. Deci acum am stat, să zic așa, 24 din 24 cu căței. Mai am și alții, deci nu-i numai singura, să zic așa, Dina. Da. Mai am încă trei pe lângă ea. Toți sunt aceeași rasă. Aceeași rasă, încerc să le acord atenție fiecăruia. Și trei. Numărul de la circ înseamnă că o să intre toți patru? Nu, deci fiecare pe rând. Deci dacă sunt mai multe spectacole, încerc ca să zic așa. De ce trebuie să vină copiii să vadă acest număr? Păi, în primul rând trebuie să vină, păi, unic, să zic așa, în lume numărul ăsta, deci nu mai este, deci nu mai are la nimeni care să vadă, sunt singur, să zic, deocamdată pe piață, așa ceva, e o idee de a mea și de a lui un antrenor, să zic așa, din Ucraina, pe care am făcut-o. Deocamdată lucrez de aproape 10 ani de zile, văd că nimeni nu poate să mă copieze, deci nu e așa simplu ca să zic să pot să fac o număr. Și în primul rând zic eu că e un număr foarte reușit de comedie. Vreau să-mi învăț cățelul să sară așa pe... Să facă și el niște salturi, niște să zic așa. Salturi pe lateral, ca să nu fie nicio problemă. Aduceți-l, că vă mulțumim, știu, foarte mult pentru prezență. Pentru săptămână două poate se rezolva. Și felicitări pentru începutul acestui spectacol, care, ziceam, deja a început de sâmbătă trecută. Iată, până pe 24 octombrie, estimați prieteni, suntem așteptați cu toții sâmbătă și duminică, mă repet, nu mă tem, orele 12 și 16. Dar, ține minte, venim la circ cu testul PCR sau certificatul de vaccin sau dovada trecerii prin boală. În rest, toată lumea este invitată și pe pagina noastră din Facebook, unde vă dăm bilete la circ. Mult succes tuturor la concurs. Am stat de vorbă cu Liviu Tudor, artistul de circ din România, care a venit pentru spectacolul intitulat Totul va fi bine. Totul va fi bine. Așa să fie, cu Doamne ajută! Doamne ajută, vă așteptăm la circ!